When I was growing up, my parents decided not to have a TV, and so I played piano and read a lot. I loved music as a kid, and I still do. And I had an idea to share that love of music with young people. And so I wrote a picture book called Wild Symphony. Wild Symphony is about a musical conductor, and it's a mouse. Maestro here is going to be our guide through the entire Wild Symphony adventure. It doesn't matter how old you are, what language you speak, where you're from, music has enormous power to bring people together. One of my greatest hopes for Wild Symphony is that it provides an opportunity for parents and kids to come together and enjoy beautiful illustrations and stories that teach. And of course, a whole lot of fun music. Da, scriitorul Dan Brown își prezintă noua carte Senzație. Este un eveniment editorial unic pe piața din România. Editura Rau a lansat Sinfonia Sălbatică, o carte scrisă de Dan Brown, destinată în principal copiilor. Și este pentru prima oară când o carte se poate folosi împreună cu o aplicație smartphone. O simplă scanare cu telefonul activează melodia asociată personajului din carte și autorul îi provoacă în astfel pe copii să găsească surprizele ascunse de maestrul Kids, de exemplu, precum o albină sau litere amestecate, care puse în ordinea corectă dau numele unui instrument muzical și au chiar un mesaj codat. Și stăm acum de vorbă cu domnul Paul Scarlat de la editura Rau. Mulțumesc pentru prezență. Domnule Scarlat, o carte senzație, spunem noi, nu? De la Dan Brown. Toată lumea îl cunoaște pentru Codul lui Da Vinci, să spunem așa. Acum o carte pentru copii. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt onorat să fac o prezentare, o astfel de prezentare a unei asemenea cărți. Într-adevăr, este un eveniment mult așteptat, una dintre principalele cărți ale acestui an, din punct de vedere editorial. O carte surpriză, pentru că toți, cum a spus, toți suntem obișnuiți cu un anumit Dan Brown, o carte în care el își dovedește și alte calități, alături de cele pe care le știm din Codul lui Da Vinci sau din Origin sau din alte volume. Încerc și demon, și da. Faceți-ne o demonstrație. Acum suntem în perioada asta în care totul este online. Uite că avem acum o carte pe care o pot folosi cei mici cu ajutorul unei aplicații. Da. Să vedem o scurtă demonstrație. Este o carte, aș spune, multimedială, în care cei mici sunt invitați nu doar să citească și să se uite pe imagini, ci și să asculte muzică. E vorba de o carte în care fiecărui personaj este atribuit un instrument muzical, astfel încât cultura muzicală a copiilor să se dezvolte împreună cu lectura. Se descarcă o aplicație gratuit de pe Google Play sau pe iPhone și e foarte simplu, orice copil, eu o să urc un pic volumul, suntem la o anumită melodie. Acum am dat pagina la Cangurul Săltăreț și o să vedem cum se schimbă. Automat s-a schimbat și melodia. Melodia, da. Da. Și acum cei mici ar trebui să ghicească. Ce melodie avem? Ce instrument muzical este folosit? Da, ce instrument? Fiecare animal are asociat un instrument muzical. Am dat o altă pagină. S-a schimbat melodia. Deci simpla scanare a paginii. Simpla scanare a paginii, a imaginii, face trecerea facilă către un alt... o altă secvență muzicală. Vedem tot felul de personaje aici, care de care mai interesant și captivant pentru cei mici. Pentru ce vârste este destinată această carte? Cartea în principal este destinată celor mici. Începând de la 3-4 ani, cartea poate fi citită de către bunici pentru cei mici. Dar poate fi citită și de cei care au o vârstă un pic mai mare. Trebuie spus că pe lângă imaginile superbe ale cărții și melodiile armonioase... Melodii compuse tot de Dan Brown. Melodii compuse, o să revenim un pic dacă avem timp, asupra compozitorului Dan Brown. Cartea are și multă
filozofie pentru cei mici. Exact. Multe sfaturi înțelepte. Exact. Asta, să citim puțin, că spune în carte, pe lângă aceste personaje și, cum spuneați, imaginile sunt într-adevăr captivante. Cei mici află, de exemplu, citesc acum, uneori zgomotul nu e cea mai bună modalitate de a atrage atenția, calmul și tăcerea pot da rezultate chiar mai bune. Să înțeleagă și cei mici care sunt în perioada aceea a tantrumurilor sau a țipetelor, că vorba bună mă aduce mai mult. Foarte interesant. Ce mai învață de aici? Pentru că vedem că sunt foarte multe și poveștile și personajele. În primul rând trebuie să spunem că cartea este melodioasă chiar prin text, pentru că Dan Brown, iarăși este o noutate, se face cunoscut ca poet. Sunt versuri. Da, poet, da. Compozitor, poet, vedem, compozitor, da. Și scriitor. Și nu în ultimul rând, se face cunoscut celor mici, în postura în care este cunoscut de o lume întreagă. Cartea este și o carte a misterelor, interactivă. Copiii sunt invitați să descopere anumite lucruri în carte. Sunt ascunse. Sunt ascunse. Sunt ascunse. Dacă sunt ne mai faceți o demonstrație pe aici. Sunt niște reguli de folosire ale cărții. Ce aș vrea să revin un pic asupra compozitorului Dan Brown, pentru că este o carte care, atenție, este maturată după 30 de ani. Foarte interesant. Melodiile au fost compuse acum 30 de ani de Dan Brown, au fost lăsate cumva să dospească și acum au venit în forță asociate cu această carte. Pasiunea lui, alături de scris, este și muzica. De mic copil cântă la pian, așa cum am văzut și în introducerea emisiunii, și continuă să fie compozitor. O altă noutate este că această muzică, această coloană sonoră a cărții va fi transpusă în niște concerte sinfonice pentru adulți. Deci este o carte și pentru adulți. Da. Într-o serie de concerte la nivel internațional la sfârșitul acestui an. Este clar că toată lumea are de învățat din această carte, că toată lumea se poate bucura de ceea ce aduce această carte. Învață instrumentele muzicale copiii, învață animalele, pentru că vedem că animalele sunt personajele principale și trece Dan Brown cam prin toată gama de animale, vedem aici, prin toată gama de instrumente muzicale și, foarte important ce spuneați, acele mesaje cu care ar trebui să rămână cei mici. Și ca să-i liniștim și pe părinți, telefonul mobil este folosit de bunici, de părinți și de copiii mai mari, da? Asta este foarte important de spus. Ce ar trebui să mai știm legat de această carte? Mai trebuie să știm un lucru foarte important. Această carte a intrat în topul celor mai bune, cele mai importante vânzări, realizat de The New York Times. Este deja un bestseller, a intrat direct pe locul 4 în acest top săptămâna aceasta. Eu zic să ne așteptăm la poziții superioare, da, în următoarele săptămâni. Lucru văzut de altfel și în cadrul editurii noastre, pentru că au fost foarte multe precomenzi, comenzi înainte de apariția cărții, apariție, lansare care a avut loc la nivel internațional pe 1 septembrie, acum 2 săptămâni. Da, cred că foarte mulți vor fi cuceriți de această carte care ne aduce un Dan Brown surprinzător și, așa cum spuneați, enigma o păstrează pe cartea aceasta, deci pe lângă tot ce pot învăța cei mici și fac și acesta să fie detectiv și să depisteze pe acolo diferitele personaje. Mai aveți o lansare importantă pe care să o discutăm? Mai avem o lansare. Înainte de acest lucru aș vrea să vă fac să vă destăin în un secret. Dan Brown cunoaște cititorul român. Acum a aflat și de faptul că publicul român este un mare consumator de muzică, să-i spunem, doritor de muzică, și pregătește, chiar astăzi, pregătește o surpriză pentru publicul român. O să vedeți în următoarele zile pe diferite canale. De-abia așteptăm. Special în exclusivitate pentru publicul român. Da, vorbeam de o nouă lansare. S-a întâmplat ieri. Ken Follett a mai lansat o carte din seria Kingsbridge. Este de fapt un prolog al seriei, o carte care anticipă celebrul volum Stâlpii Pământului, o carte care e necesară pentru a înțelege contextul. Cartea se numește Și a fost seară și a fost dimineață, o trimitere biblică. De ce o trimitere biblică? Pentru că este un început. Un început de serie, un început de volum,
foarte, foarte apreciat în rândul cititorilor. Și se vorbește despre statul de drept, nu? Ceea ce înseamnă statul de drept, pentru că tot e o mare dispută la noi. Se vorbește despre statul de drept pentru că este, acțiunea este plasată în jurul anului 1000, exact perioada în care se formează cumva statul britanic, Imperiul Britanic, și atunci au loc tot felul de lupte, o carte foarte bine documentată, o carte foarte bine scrisă, plină de acțiune și foarte incitantă. Și din care avem și ce să învățăm. Mulțumesc mult pentru prezența la Eroul Zilei. Două apariții foarte interesante acum. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, ne întoarcem cu noi informații.